sau de se vede și se și simte miros. Vlad, dragă, ce camera ai luat, domne? Că miroase așa, de trăznește. Ce se ia? Ardei copți sau gogoșar copți? Că nu văd bine. Hai, dați mai aproape. A, zvine-te. Nu vă rețin, știu. Weekend prelungit, lucrați acum puternic să puneți conserve pentru la iarnă. Că iarnă grea să anunțe dragii moșului. Cum zicea Moș Crăciun? Cum zicea? Și renii, cum? Și renii s-o obosiți. Da, renii s-o obosiți, dar noi nu suntem obosiți, că este abia vineri, prima zi de weekend. Lăsați-mi în comentarii de unde ați cumpărat trufandalele astea de toamnă, ardei cornucapri, struguri țâțavacii, aia calului. Sunt multe legume și fructe pe care e bine să le conservăm și să le punem pentru iarnă. Nu-i așa? Septembrie este luna roadelor. Ne roade invidia, ne roade stomacul, ne roade pantoful, ne... Să avem grijă de aia în vârstă, domnule, mama lui Elon Musk. Elon Musk e cel mai bogat om de aici de pe pământ, cum ar zice Țiriac, din cât ești tu. Da. Elon Musk. Cred că și după Marte. Și după Marte. După Marte vine joi. A zis, mama, săraca mamă, enigmatici și cuminți, săraca mama lui Elon Musk, a zis, zice, când merg în vizită la fiul meu, mă culcă într-un garaj, să te bată Dumnezeu, mă, Musk, mă, că o mamă ai, tați, nu se știe, dar o mamă ai, și s-o culci în garaj, mă rog, că-i placat în aur. Aia e partea a doua. Dar nici, știi că mama când îți vine în control, că ești însurat, că ești neînsurat, tot timpul zice, nu, aici e un chid de praf, el dai pe angă, dai pe angă, în garaj, ce să zică? Bine, și dă vorba lui Țiriac, în garaj își ține ultima rachetă. Asta e, vedeți? S-a dus și Gorbaciov și pe Iliescu nu-l mai duce dracu. Nu știi de ce să plângi mai tare, dar să ne înveselim. Suntem aproape 17.000 de subscriberi aici pe YouTube. Mulțumesc pentru cafeluță. O închin în cinstea voastră de la Cătălin din Arad, de la Mircea, te salut bătrâne, de la Practic Waggle din America. Mică, neagră și fierbinte, stă femeie dinainte. Peru, nu. Santiago de Chilu meu. Asta e, n-avem ce face, mergem înainte, ne adaptăm și noi cum putem, bem cafele în avans, că la iarnă cine știe, cine știe ce o să fie, ce o să fie, o să fie o grozăvie, că o să fie multe scumpiri, facturi și alte năzbătii. Da, uitați-vă cartofii, n-avem cartofi suficienți, o să fie 8 lei kilu de cartofi la iarnă, Vlade, 8 lei. Un român mănâncă medie pan 92 de kile de cartofi. Îți dai seama, nu? Ce mai mir că suntem așa, de la pitea picioare. Da, alții au făcut provizii cum au putut, la nunta lui George Simion, la nunta lui George Simion. O doamnă zice, că urmează să mănânce, mă. Zice, o doamnă zice, am mâncat de dimineață, am mâncat vreo 14 sarmale, dar zice, dezamăgită că aș fi vrut păstrămioară, aș fi vrut păstrămioară de oaie și am stat deja de două ori la coadă și păstrămioară nimic. Păstrămioară sau pastramă? Era mai mică, că erau acolo 3.000, nu au fost 10.000. La pastramă îmblătește ăla, știți voi, nu contează. E românul, ca tot românul, că e nunta lui Gigi, că e nunta lui Miții, că e nunta lui Mimi. Tă pentru mâncare se duce, nu? Doamna, nu era el să admire acolo, doamna să admire. Vai ce cuplu tânăr, să le dea Dumnezeu sănătate. Nu, cei mici, nu-mi plac, am mâncat 10 ieri. Pac, pac, pac. Dacă nu, trebuie să crăpăm ceva noi, domnule. Ca Becali, care a crăpat de ciudă. Când a aflat că i s-a dat un penalti la echipa sa, de către un ungur. Un penalti în favoarea lui, în cupele europene, i l-a dat un ungur. O crăpa prima dată de ciudă și după aia a revenit. De azi înainte, ungurii cei mai buni prieteni. No, să te văd neabicali zicând, aule mego, zișten, maximali știstele tenel. Sius, ediu tovab, tiki-taka, matei corvin. Giulo mike rechi, Ezo zeli pe radio. Ai zis ceva pe bune acolo? Am zis pe bune și nicio înjurătură. Soacra mea m-ar felicita. N-ai băgat niciun boss, o mea ești copila mea. Da, un zâmbet așa ne-a rămas că începe școala de luni. Succes elevilor, profesorilor. Nu vă luați după câmpianul că ăsta bate câmpii. La cum propune el să fie anul școlar pe module, mamă, zici că se lemenzi de calorifer. 21 octombrie deja aveți vacanță. Nici nu vă mai luați ghiozdan. Aia din liceu deja știu. Ai tableta, ai tot. Ce să mai... Digitalizăm România, nu se mai dă teză, dar se poartă încă freză. Să știți, dragii noștri, că aici în emisiune premiem pe cei care merită.
am avut o aniversare în vasta noastră echipă. De câteva zile a împlinit o frumoasă vârstă, nu spunem cât, colegul nostru Vlad. Pentru aceea i-am pregătit un super tort. Poți să-l iei? Ia-l la cameră. Oh, nu te dum! Un tort în regie proprie. Un tort bun. Ai zis că trebuie să duri la cineva. Te-am păcălit! Făcut în regie proprie de către nevastă mea. Aici ai loc să-ți pui tu câți ani vrei și să-ți dai foc. Deci încheiem așa. La mulți ani, Vlad, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu puteam să-ți iau tot o sticlă de rom ca anul trecut. buymeacoffee.com/nicubendea, mă, n-am zis. La mulți ani, dai și tu o bere. Dau. E cu mascarpone. A doua lingură.